Mini-vacanța de Sfânta Maria s-ar fi putut finaliza tragic pentru câțiva turiști care au ales ca destinație retezatul. Salvamontiștii hunedoreni au intervenit la recuperarea și acordarea de prim ajutor pentru 3 turiști, 2 femei și un copil, care au rămas blocați pe Valea Stânișoara din Munții Retezat din cauza creșterii bruște a nivelului râului survenite în urma unei ploi torențiale. Mare apa! Începând cu prima intervenție, când două turiste împreună cu un tânăr au fost pe vârful Retezat, la întoarcere i-a surprins furtuna, apele au crescut foarte mult, n-au putut face traversarea râului Stânișoara. Asta a dus la încercarea lor de mai multe ori să treacă râul, s-au accidentat, s-au udat și așa mai departe. Avem intervenit echipa de serviciu din Pietrele, care au ajuns la fața locului, i-a găsit pe cei 3 turiști și au fost transportați în siguranță până la baza Pietrele și de acolo la Cârnii. Una din persoane avea glezna traumatizată, era uz, atac de panică, cam de toate. Epuizați fizic. O zi mai târziu, salvamontiștii hunedoreni din punctul de permanență Râușor au desfășurat o acțiune de salvare a unei persoane care a căzut într-o zonă stâncoasă din partea nordică a vârfului Retezat, fiind solicitat sprijinul unui elicopter. O turistă a avut un traumatism la piciorul drept destul de grav, nu s-a mai putut deplasa. Acțiunea ar fi durat cam 4-5 ore de recuperare, așa că am apelat la echipajul Aero. A luat un salvator montan care a fost troleat la victimă, s-a imobilizat victima, s-a ridicat cu elicopterul și transportată de urgență la spitalul Hunedoara pentru investigații. Salvamontiștii hunedoreni recomandă din nou turiștilor să fie extrem de precauți atunci când aleg să parcurgă anumite trasee montane, să fie echipați corespunzător și să nu se aventureze singuri pe munte.